2021, cu toate problemele create de pandemia de coronavirus, a fost unul bun pentru agricultura hunedoreană. Acest lucru este confirmat și de către Claudiu Grama, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara. Eu spun că la evoluția suprafețelor, a producțiilor obținute, eu pot să spun că am avut un an cu siguranță mult mai bun față de anul agricol 2019-2020. Sunt producții bune pentru fermierii hunedoreni, dat fiind faptul și specificul geografic și a condițiilor meteorologice din județ, un an cu producții bune pentru fermieri. Cu toate acestea, prețurile la produsele agricole, dar nu numai, au crescut enorm. În ceea ce privește creșterea prețurilor la produsele agricole, Claudiu Grama precizează că acest lucru se datorează urcării tarifelor la energia electrică și gaze naturale, scumpirea acestora fiind de peste 400%. Observăm în fiecare zi și la orice pas care îl facem că sunt prețuri mai mari față de anumite perioade ale anului. Știm cu toții că principala cauză este creșterea exagerată de la începutul anului a prețurilor la gaze naturale și la energie electrică, creșteri care în acest moment față de începutul anului au depășit 400%, prețuri care se regăsesc în celelalte produse, că vorbim de în sectorul de agricultură de motorină, că vorbim de îngrășămintele chimice care au avut efectiv o explozie a creșterii, toate au ca și cauză scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale. Șeful agriculturii hunedorene crede că dacă nu se va interveni pentru stoparea creșterii tarifelor la energie, fermierii vor fi nevoiți să reducă unele costuri, în special cele cu îngrășămintele, și astfel producția va fi una mai mică. Să știți că este greu să facem o estimare, să avem o predictibilitate clară în acest moment. Chiar dacă anul agricol 2021-2022 a început în condiții normale, avem culturi însămânțate în perioada optimă, au o evoluție ca și fenofază de creștere corespunzătoare în acest moment. Eu am mai spus-o că există două variante în acest moment. Fie că fermierii folosesc cantități mai mici de îngrășăminte, care cu siguranță se va reflecta într-o producție mai diminuată față de ceea ce am așteptat într-un an normal, fie că vor fi găsite soluții de compensare a acestor creșteri, de sprijinire a fermierilor, ca să poată să-și aplice tehnologiile corecte și până la finalul anului agricol. În plus, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara nu exclude faptul că, dacă se menține același trend, prețurile să crească în continuare și anul viitor. Există și această posibilitate și trebuie să o luăm în calcul. Oricum, până la această dată, prețurile au crescut și dacă nu se găsește o variantă de a se opri creșterea această galopantă la energie electrică, trebuie să ne așteptăm și la o scumpire a prețurilor, pentru că toate există o propagare de la prețul energiei către celelalte produse care derivă și care folosesc în care au un care își regăsesc în prețul de cost și consumul de energie. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Claudiu Grama, director executiv la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara. De asemenea, emisiunea mai poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.